Campania de vaccinare ar fi trebuit să înceapă de pe 15 octombrie, însă în condițiile în care Direcția de Sănătate Publică Suceava a trimis catagrafia abia săptămâna trecută, nu se știe cu exactitate când vor fi administrate dozele. Acestea ar trebui să ajungă mai întâi la Suceava și apoi să fie distribuite în toate cabinetele medicilor de familie din județ. Cert este faptul că prioritatea la vaccinare împotriva virusului gripal sezonier vor avea, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, bolnavii cronici, veteranii și văduvele de război, copiii și bătrânii instituționalizați. Specialiștii din cadrul Ministerului Sănătății au stabilit că cele două campanii de vaccinare, cea sezonieră și cea împotriva virusului gripal AH1N1, să fie corelate. În acest fel, anul acesta vor putea fi imunizate diferențiat în funcție de gradul de risc toate categoriile de persoane cu risc de îmbolnăvire prin gripă. Ministerul Sănătății va demara în luna decembrie campania de vaccinare împotriva gripei noi. Primele doze de vaccin vor putea fi utilizate pentru vaccinarea personalului medical, urmând ca din 4 ianuarie 2010, odată cu începerea orelor de curs în școli, să se înceapă și vaccinarea elevilor, după care se va continua vaccinarea celorlalte categorii de risc stabilite.